Ne uităm la zona politică de la noi și vedem că din campania electorală nu puteau lipsi lacrimile. Aplauzele femeilor socialdemocrate și ale candidatului PSD-PNL la primăria Capitalei au emoționat-o pe Gabriela Firea. Impresionat a fost și medicul Cătălin Cârstoiu, candidatul coaliției, care spune că a simțit mai multă căldură de la femei decât pe la toate întâlnirile cu bărbați. Acum ce n-am făcut în toate acele zile grele, mi-au dat lacrimile în fața voastră pentru voi, pentru că știu cât ați muncit în acești ani. Ca să fiu cinstit, pe mine m-ați impresionat pentru că mi-ați dovedit mult mai multă căldură și mult mai mult aplomb, pornind de la aplauze, la întâlnirile cu bărbați oamenii. Poate erau obosit. Ai simțit căldura. Este obișnuit, fratele meu. Căldura de la doamne este triplă. N-ai perceput-o bun. Și eu care trăiesc într-un matriarhat, vreau să vă spun, tot am emoție când vă văd pe dumneavoastră. Asta-i treu! Asta-i viața București! Am văzut, doamnelor și domnilor, împreună câteva mostre din această campanie electorală. E abia începutul, dar vreau să discutăm despre ele cu colegul meu, Florin Negruțiu. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Ce zici, așa e de puternică o sală cu doamne, încât l-a emoționat și pe medicul Cârstoiu? Ai văzut, le-a complimentat puțin. I-a explicat domnul Zamfir cam cum stă treaba cu întâlnirile astea cu doamnele. E doar începutul campaniei electorale, nu? Da, eu n-am înțeles niciodată de ce oamenii trebuie să fie altfel decât sunt ei în realitate în campanie electorală. Vedem când se găsește câte un candidat, o transformare radicală, oameni care erau cu mințile la ei, erau decenți, aveau un statut social, dintr-o dată sunt obligați să se mai muțărească. L-am văzut pe domnul Cârstoiu, pe domnul doctor Cârstoiu zilele trecute lângă o farfurie de mici, într-un context total anapoda, cu muștar, cu mimând bucuria. Eu văd la acest om că se pesedizează pe zi ce trece, adică face joncțiunea cu partidul. Probabil în deal-ul pe care l-a avut cu PSD, atunci când a acceptat să candideze pentru locul 3, la primăria Capitalei, a pus o condiție pentru o funcție următoare sau pentru ceva, pentru un ce avantaj după campania electorală, pentru că să mergi ca maimuța partidului prin campania electorală fără să cer nimic la schimb, mi se pare un deal prost. Deci cred că domnul Cârstoiu pentru această lună și ceva de plimbat prin București, printre activiștii de partid, va avea totuși ceva, un ce beneficiu, un ceva beneficiu după alegeri. Dar uite că acum lângă noi aici avem mai mulți candidați. M-aș opri un pic la Cristian Popescu Piedone, pentru că el așa, nu știu, să zic, nu spun chiar șochează, dar impresionează, să zic, prin fotografiile și prin locurile în care se regăsește. Uite ce a postat candidatul, să zic numărul 1, numărul 2. Da, domnul Piedone. Acum doar o oră și ceva. Are șanse mari să fie primarul Capitalei României și sper că se uită la noi foarte mulți hipsteri, corporatiști, oameni fini, oameni subțiri, pentru că acesta va fi primarul lor, cel puțin 4 ani de acum încolo, dacă ei nu merg la vot, dacă își manifestă în continuare sila față de clasa politică și față de vot. Oamenii ăștia special, despre care spun politicienii că fac parte dintr-o categorie de electorat special, care într-adevăr câștigă peste medie de câteva ori mai mult decât câștigă alți oameni din țara asta, care fac PIB peste media europeană, care își permit city break-uri la Barcelona, la Paris sau la Londra. Oamenii aceștia vor fi reprezentați de acest domn cu funia de usturoi la gât, domnul Piedone, care va aduce Mahalaua în centru.
Priviți toate fotografiile din ultima perioadă și este doar începutul. Omul acesta este esența chiciului din București sau chiciului din țara asta, hai să o luăm așa. Tot ce nu vă place la acest oraș se vede în aceste fotografii. Descurcăreala, grosolănia, prostul gust, șmecheria, învârteala, na? Toate lucrurile astea sunt întruchipate de acest om. Eu nu m-aș mira ca în prima zi în care va veni la primărie să facă un grătar în fața primăriei pe trotuar ca vecinii mei din cartier. Știi? Îl văd în stare pentru că l-am văzut cum și-a cules semnăturile cu Biblia într-o mână. Biblia este o carte sfântă. Pentru foarte mulți este o carte sfântă și intimă, pentru foarte mulți dintre noi. Ei, omul ăsta a dus-o în târg, în fum de mici, trivializând totul, bătând în joc de absolut tot, de valori, de lucrurile importante pentru oameni. A mers la cerșit de voturi, cu Biblia în mână. Pe lângă el, priviți-l foarte bine, pe lângă el, doamna Gabriela Firea, cu a ei iepuri gigantici roz, va părea o Coco Chanel a bunului gust. Priviți-l pe acest candidat, care este, potrivit sondajelor, cotat cu șanse mari să câștige primăria capitalei României. Și știi de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că foarte mulți oameni din orașul ăsta se recunosc. Recunosc modelul ăsta de reușită, de succes. Succes facil, fără carte. Domnul Piedone și-a luat bacul la, nu știu, 35 de ani. Nu i-a trebuit niciodată școală, pentru că el are școala vieții. Oameni care înțeleg succesul prin descurcăreală, prin o combinație, prin relațiile de grup, pe cine cunoști, prin pilele pe care le ai. Nu? Să-ți angajezi toată familia și toate rudele la primărie, pentru că doar în ei ai încredere ca la familiile mafiote, nu? Și va face lucrul ăsta cu aerul că așa este normal. L-ai auzit acum câteva zile aici la Digi24, a intrat într-o emisiune la colega noastră Liliana Aruse și a fost întrebat cum se face că ai atâția fiini, că aveți atâția fiini în primărie. Și a zis, păi, în cine să am încredere? În trădător sau în ai mei? Și să știi că mulți oameni nu văd în asta un nepotism sau un clientelism sau o problemă sau o chestie imorală. Dar domnul are dreptate să-și aducă toate neamurile. Tu n-ai face la fel și foarte mulți bucureșteni care vor pune ștampila pe el se recunosc în tipul ăsta de comportament. Să vedem dacă ei sunt majoritari în orașul ăsta, pentru că alegerile la primăria București vor fi și un recensământ al bunului simț și al decenței în acest oraș. Exact la asta mă gândeam și care este publicul. Cum se va împărți publicul, vedem chiar în curând. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Mergem mai departe!